E ceva mai puțin dureros. E și cu fericire, dar și cu puțină supărare. Una din cele mai populare concurente de la Șef la cuțite are un destin mai ceva ca în filme. Bedengi, o știm cu toții, e preferata lui Cătălin Scarletescu. Este însărcinată cu gemeni. De aici fericirea despre care vă vorbeam. Însă ascunde și o dramă colosală. Angie este în legătură telefonică directă cu noi și ne va spune ea mai multe. Angie, bună ziua! O să te rog, Angie, să dai sonorul la televizor la minim. Să-l închizi de tot și să ne auzim în telefon, că dacă nu se produce microfonie și nu o să ne mai putem înțelege. Vreau să te felicit, așa e perfect acum. Vreau să te felicit în primul rând pentru această veste cu sarcina. Sunt convinsă că nu există nimic mai minunat. Te aud supărată. Da. Le spuneam și invitatelor din platou, Roxana Gaboriliescu și Carmela Ioan, că e un motiv extrem de bucurie, de bucurie enormă în viața ta, că ești însărcinată cu gemeni, dar pe de altă parte, tatăl copiilor a ales să termine relația voastră. Dă-ne, te rog, mai multe amănunte. Da, știi tu, în viață nu poți să impui dragoste cu sila, nu Corect. Se poate oricum, asta o știm de mult cu toții. Și, na, a fost alegerea lui. Nu știu ce să zic, cu toate că nu pot să-l înțeleg. A fost chiar fericit prima dată când a auzit vestea. Dar apoi, iarăși, au intervenit certurile noastre forever and ever. Voi ați avut neînțelegeri, știu și înainte că am mai discutat. Și da, dacă bine mi-amintesc, a fost vorba și de violențe? Da, au fost violențe verbale, din păcate. Violențe fizice nu i-am dat ocazia, că doar sunt bedengi. Dar, na, ce să zic, eu nu pot să stau cu un om și să, nu știu, să implor prezența în viața mea sau a copiilor mei. Da, da, e și el tatăl copiilor. Roxana, te las pe tine să intervii. E și el tatăl copiilor, dar când auzi vestea că, de fapt, sunt gemeni, e unul și sunt doi, eu mă așteptam să aibă o altfel de reacție și să fie la fel ca mine fericit și să plângă la fel ca mine de fericire, însă el a preferat să râdă și să spună să nu-l mai deranjez pentru că el are deja o altă relație. Îmi găsesc destul de greu cuvintele, pentru că sunt pe rana proprie, dacă vrei. Ceea ce pot să-ți spun, nu vreau să-i spun bedengi, cum îi spun? Angie, no. Angie, așa. Mama Angie. Da. Ce pot să spun e că am fost în papucii tăi și de acolo mi-a început, de fapt, viața mea de femeie. Când am renunțat la a înțelege de ce tatăl primei mele fete, deși inițial, exact cum spui tu, deși inițial era acolo și își dorea copii, Și tot. După aia s-a speriat și a dat înapoi. Și eu am trăit, cumva drama mea, am aruncat-o pe copil, pentru că copilul și în cazul tău copiii simt tot ce simți tu în momentul ăsta. Corect. Și, poate de aceea nici nu mă simt foarte bine din punct de vedere... Îți sugerez din tot sufletul, indiferent cu cine vrei, dă un search pe Google, ce vrei tu, să faci terapie în perioada asta, pentru că se pot elibera emoțiile astea și poți să îi eliberezi și pe ei, astfel încât să se nască într-o cu totul altă energie. Da, eu știu ce nu înțeleg. Spuneai, Angie, că a fost fericit când i-ai dat vestea că ești însărcinată și pe el l-a deranjat faptul că sunt gemeni și te-a anunțat nu așa sec? Nu l-a deranjat faptul că sunt gemeni, nu. Că e nu, deja în altă relație? Au intervenit discuțiile interminabile, iar apoi, între una alta, el a cunoscut pe altcineva și el așa face. Când găsește o altă iubire, de care e partea bună de aici, Angie, că probabil acești copii nu vor să se nască într-o energie de ceartă. Și atunci, probabil că au avut nevoie Probabil că nu vor să se nască în familia aceasta, pentru că eu niciodată nu am fost acceptată de familia lui, având în vedere că el are un alt fel de serviciu, iar eu sunt o simplă dansatoare. Au. E nevoie de mult să lucrezi cu tine, Angie, și spun cu toată dragostea. Dar nu, tu el nu ești făcea aceste reproșuri. El da, dar nu ți le mai pune lucruri, tu. Tu, în momentul ăsta, ești și nordul și sudul acestor copii.
Și e important ca în... cât mai ai până la naștere? Nu, am abia o lună jumătate. Da. Ok, să-ți dedici acest timp în a te descoperi pe tine și a te celebra, nici nu știu cum să-mi găsesc, a te sărbători. Pentru că în tine se întâmplă un minunat în momentul ăsta. Angela, cine o să te ajute? Iartă-mă, te-ai gândit cine o să te ajute, cum o să te descurci? Citeam o afirmație, dar dacă te-a propus să ia mama lui copii. Da, el mi-a propus, mă gândesc că nu încape în discuție. Sunt în stare să cresc copiii și că o să ne vedem în instanță după 9 luni și că o să-mi ia copiii. Vai de capul meu, asta e culmea. Mi se pare culmea. Nu, asta tupeu, e... știi, este paradoxul. Nu, poveștii dinainte. Cred că e un tupeu fantastic. Altfel nu pot să subliniez și nu pot să e trag tupeu, un rezultat. E tupeu, imaturitate. Eu cred că omul ăsta trăiește undeva în aer, știi? Cine crede? El că îi dă copiii după... Mă, știi ce? Eu sunt partea happy. Da. Pentru că pe bune ți-am spus. Am trecut pe acolo și a fost cel mai frumos cadou al meu. Faptul că n-am avut pe nimeni în spatele meu ca să-mi zic că așa trebuie să-ți crești copiii, așa nu, așa... Știi câtă libertate mi-a dat asta? Și că în sfârșit am avut și libertatea de a-mi găsi omul perfect pentru mine. Și uita aia, ok, e tatăl copiilor, o să vezi tu cum se dezvoltă relația dintre el și tatăl copiilor, dar pentru tine e important să ai o relație perfectă tu cu cine o iubi tu și îți dorești din suflet să ți-l găsești pe acela când o fi timpul tău. Eu nu cred că poți numi tată un om care în momentul în care află această veste dă bir cu furiții. Dar știi numai foarte bine tată, că vorbim de un băiat speriat în momentul ăla. Ce să faci? Și așa s-a speriat că a fugit direct în brațele altei femei. Care nu i-a făcut doi gemeni. Dar poate Angie, dacă mă auzi, te întrebam ce vei face. Mă gândesc că ți-ai făcut un plan. Măi, deocamdată nu am ce plan să-mi fac, pentru că sunt, deocamdată sunt șocată. E un amalgam de sentimente ce se întâmplă în mine, în capul meu, în tot ce mă reprezintă. Și ideea e că sunt un pic, asta am spus, șocată, speriată, nu știu încotro să iau clar. Mai sunt și alt fel de probleme de altfel de natură, pentru că nu mi-a plăcut. La ultimul control nu a fost ce trebuia și mi s-a spus că există riscul să pierd unul dintre copii. Și asta mă sperie la momentul actual și el de el chiar nu mă interesează. Deci copiii sunt pe primul plan. Așa exact. E. Deci acum e important și știi cum e? Că acum mai mult ca oricând în viața lor, ca ei să fie bine, trebuie să fii tu bine. Exact. Deci, nu știu ce să... Dar, Angie, tu ești puternică. Eu știu că ești bine și cu timpul o să-ți aduce aminte, poate brâzând de perioada asta. Și o să te bucuri de minunățiile care o să apară în viața ta. Mulțumim, Angie, că ai intrat în direct cu noi. Eu, în continuare, te felicit și sper să auzim doar vești bune din partea ta. Dacă ai nevoie de ajutor, știi să mă găsești, că sunt pe Facebook foarte... activă. Mulțumesc! Okay. Mulțumesc, doamnelor, că ați fost alături de noi astăzi la Star Magazine. Angie, mulțumesc și felicitări!